tema pentru asta. Simulare. Simulare, nu? Da, da. Simulare. E tema pentru acasă. Chiar asta e tema. Da, simulare, da. Simularea. Să facem bine. Deci subiectul 1, că merge bine. Deci înțelegem. Și prietenul nostru nostru îi spunem că profesorul v-a spus că fiecare săptămână câte un test. De 3 jumătate catalog. Și 3 jumătate catalog. Foarte tare. Îmi place testul. Foarte bine. Subiectul 1, exercițiul 1. Exercițiul 1. 1. Rezultatul calculului 1 pe 12 plus 7 pe 36 minus 5 pe 4. 7 pe 36. Minus 5 pe 4. Împărțit în fața lui 7 pe 36, deschideți o paranteză. În fața lui 7 pe 36. Așa. Așa. Totul de împărțit acum. Închideți paranteza. Împărțit la 1 pe 6 este. 1 pe 6 este egal cu... Hai să vedem repede. Maria vorbește. 1 pe 12 plus 7 minus... Am zis că deodată Maria aici cu 9. Și avem 7 minus 45 sau 7 minus 45, adică face minus 30 și... Minus 30 și... 8, nu? 38, supra 36, 1 pe 6, egal cu... 1 pe 12, plus... Plus sau minus? Păi plus acum, plus. Aici e plus, da? Și plus, minus? A, și acolo ați avut minus. Așa, păi da. Da? Deci am plecat, e minus. Da, 45, minus, da. Așa, deci minus 38. Ce facem aici? Mulțim cu 6. Deci 7 cu 36. Minus 38. 38 pe 36. Face cât? 6, mai simplific eu și așa. Și face cât atunci. Acum mai simplificăm sau nu, văd în 12. Minus 38 pe 6, nu? Da. Am plecat cu 2. Cu 2 și 1 pe 12 minus. 1 minus 2, mă rog, 1 minus. 1 minus 70. 6. 6 egal cu mai repede, cu mai mare, că înainte... 75 pe minus 75 pe 12. Mai putem simplifica prin ceva? Pe 3. Pe 3 și face 2 minus 20 și... 5 pe 4. 25 supra 4, mai se simplifică? Nu. E reductibilă și terminat. Ei au terminat la minus 75 pe 12. Am două. Nu știam de ce am făcut, deci nu lăsăm nimic. Da, că poate și vorba, da? Nu, e 5. Da, e 5, da, că ai 5 puncte la asta. Eu zic că ce am și 2 puncte, tu și favorează. Da, bun. Așa, gândim. Un punct eu le-aș doam. Da, le-aș doam, ca să vezi nimic, sigur că da. 2. Din 1100 de elevi ai unei școli, 60% sunt fete. Din 1100. Din 1100 elevi, 60% sunt fete. 60% fete. Numărul băieților este? Băieților. Este. Covaci. 60% din 1100. Deci 60 pe 100 din, adică mulțit cu 1100, ca să vezi fetele, da? 1100. Sau facem și la băieții, nu? Da. Că 60% fetele sunt 40% băieții. Sigur că da. Tot atât de bine vedem și 40% din 1100 vedem de la băieții. Da. Ca să mai vezi vederea. Deci mai rapid este așa. Da, până la urmă tot la același lucru, da, eu spun. Că el cer mai băieții, nu cer și fetele. Exact, ca să afli de la băieții. Totuși că și prin asta face cât? 100 de 160, 40. 440. 440. 440. 3. Dacă 2 a plus 3b
supra A plus B. Dacă 2A plus 3B supra A plus B egal cu 3B2, atunci A plus AB este egal cu 1. Cum facem? Avem puterea de egal cu 4A plus 6B. Deci la cea viitoare e fără, da? Echivalent cu 4A plus Mirona. 4A plus 6B egal cu 3A plus 3B. 0 egal cu A plus 2B, A egal cu minus 2B. A? Egal cu minus 2B. Minus 2B, adică A pe 3. Adică A pe 3 este egal cu minus 2B supra B și egal cu minus 2. A pe B egal cu minus 2, de la asta, nu? A. A pe B egal cu... Lăsați-o, nu, 0 egal cu A plus, A plus 3B. A plus 3B? A plus 3B. Maria, eu l-am scris eu sunt dicta voi. Era cum? Plus 3B. Adică 6B, 6 minus 3, 3. Nu-i 2. Deci 3B acolo. Deci 3B, da? Și A pe B egal cu minus 3. 4A minus 3A face A. Deci A egal cu... Minus 3B. Și atunci egal cu minus 3, da? 4. O prismă hexagonală regulată are o față pătrată cu aria 4 cm pătrați. O prismă hexagonală regulată are o față pătrată cu aria 4 cm. Este ca B egal cu 2. O latură e 2. Da, dar mai fiți atenți odată, o prismă hexagonală. Hexagonală regulată are o față pătrată. Toate muchile, toate scurile. Cu aria 4 cm. Deci toate fețele sunt pătrate, da. În toate cuvinte. Da, asta deci toate care o față, de fapt toate pătrate. Fețele da. Sunt... Suma lungimilor tuturor muchilor este... 36. Deci avem aria, aria la o singură față, 4 cm. Facem arele o suprafață AB egal cu, restul că AB egal cu 2. Deci, AB egal cu 2. 2, fiindcă area este 4, a spus. Da, pătrat e pătrat, da, 4, așa. Și avem așa, ne gândim așa, avem două baze, a cât 6 laturi. Deci 2 ori 2 ori 6, da. Ca să le prindem toate. 2 ori 2 ori 6, cât fac? 4 ori 6, 24. Și mai avem încă 6 linii așa. Care este tot la fel, încă 2 ori 6. Deci 24 cu 12, 36. Suma lungimilor, 36 tuturor muchilor. Tuturor muchilor. Deci 6 sunt la față. 6 sunt și aici, mai sunt și 6 și aici. Că a zis tuturor muchilor. Adică s-a referit și la laturile la față. Da. Că dacă nu... Suma lungimilor, tuturor muchilor. Așa este important. Dacă ți-a suma muchilor, ne gândeam numai la astea. Da, ca să nu greșească, ei făceau o prismă. Așa ce-am da, făcea o prismă ca și... să putească bine toate motivii. Deci 36, mulțea cu 2, eu așa. Deci, practic, este vorba de 6 și cu 6 și cu 6, ori 3, 18. 18, ori 2, 3, 6. 18 muchi. Ori 2, fiecare. Da. Ori 2, egal cu 36 centimetri. Asta-i. Aria unui trapez cu înălțimea de 5 cm și linie mijlocie 8 cm este? A unui trapez. Deci să ne repetăm trapezare da. Care. Avem o înălțime de 5. A, B, C, D. Înălțimea este D de 1, 5. Și linia mijlocie de 8 cm. E mie. 8. Și vrem aria trapezului. Aria la cu. Cine știe cum chestia are? Baza mică, cu tot mare, o înălțime asupra 2. Corect. Baza mare, AB, plus baza mică, DC, ori înălțimea de D1, cum e notat la noi, supra 2. Știi? Încă AB plus DC supra 2 e egal cu mână. Deci linia mijlocie asta înseamnă semisuma asta. Supra, deci asta, cum e asta conta. Și e 5 ori 8, ori 2. Deci asta este mână. Rămâne pe asta este, da? Da. Și este deci 5 ori 8, 5 ori 8, 40 cm pătrat, dacă ați spus, să spun și de... 6. 6. Dacă funcția e definită pe R cu valori linier, dacă funcția asta e definită pe R cu valori linier, unde R de X egal cu 2X minus 3, R de X egal cu? 2X minus 3.
Dacă funcția f definită de f valoare în r unde f de x și 2x minus 3, atunci f de minus 1 ori f de 4 este egal cu... Mai f de minus 1 ori f de 4 va fi egal cu... Cât e f de minus 1 ori f de 4? P de minus 1 e minus 5, e de 4 e așa, 5. Minus 2, 2 ori minus 1, minus, minus 2, 5, minus 3, 5. Minus 5, da? Deci face minus 5, 5. 5. 5. E de 4, înseamnă 4 ori 8, 8, 8 minus 3, 5, 5. 5 ori 5. Minus 5. Subiectul 2. Ies 2. Bun. Desenat o piramidă hexagonală regulată. V, A, B, C, D, E, E. Hai, că asta nu trece. Uite, trece. Să se arate că numărul A egal cu A mic egal cu. Deci, cum am făcut prisma hexagonală. Hexagonală. 2. Numărul A mic egal cu 17 ori 20 la puterea N. Plus. 17 ori 20 la... 17 ori 20 la puterea N. Numai 20 la N. Da. Plus 7 ori 5 la puterea N. Ori 4 la N plus 1. 4 la N. Plus 1. Minus 3 ori 2 la N plus 2. Ori 10 la N. Se divide cu 33. Oricare ar fi numărul natural N. Care este natural. Este să arătăm că numărul se divide la 33, deci e natural. Cine vorbește? Maria? Dacă dăm că e 1 și rezolvăm... Da, e caz particular. Da. Dar mi-a făcut-o pentru orice e. Deci pentru orice e natural trebuie să facem asta. Și dacă a făcut așa, îi dăm un punct? Dacă a făcut... Cum? Dacă a făcut la particular? Cât ți-a luat? 5 puncte. De la ce dată este cât de 5 puncte? Hai să dau un punct, dar nu... Vreau asta. Eu am făcut așa. Am scris... Am dat la primul 20 la N. Și mi-a dat 20 la N ori 33. Și atunci se divide cu 33. Asta este ideea. Dar de unde ai văzut 20 la N? Păi m-a dat așa. 7 ori 20 la N plus 7 ori 5 la N ori 4 la N ori 4. Așa, la N plus 1 fie. Pentru Maria, nu vorbesc copii pentru prietenii noștri. 4 la N plus 1 zice 4 la N ori 4. Și 5 la N ori 4 la N fac 20 la N. E prins 20 la N aici. De asemenea, 2 la N ori 2 la 2. 10 ori 5 ori 2. 10, 5 ori 2, 5 la N ori 2 la N. Dar nici 2 la N ori 10 la N, suntem 20 la N. 2 la N ori 10 la N, 20 la N. Ia, să nu strică pe 5, pe 10. Că îți trebuie. În concluzie, Maria, zicem așa, A egal cu... Sper să lucrez la fapt. Nu, nu. Să-i facem acolo. Plus. 7 ori... 5 la N, ori 4 la N, ori 4, așa vreau să lichez, da? Minus? Minus 3 ori 2 la N, ori... 2 la 2, ori 10 la N. Și se divide la... E egal, mene, mate lucrăm. Egal cu... Și acum vedem 20 la N aici. Mai vedem și aici 20 la N. Atunci... E invizibil, sunt toate 20 la N în factor comun, deci 20 la N, pe răzut. 20 la N, 7 plus 7. Plus 7. De ce 7? 7 ori 4. 7 ori 4. 28. Minus 3. Aici e 2 simplu. 2 la 2, da? Care înseamnă 4 minus 3, minus 12. Egal cu 20 la N. 20 la N. Deci 17 scădut 12 face 5 și cu 28, 33. Ori 33. Și acum asta se ridică 33. Pentru oricare. Da.
ai o concurență pe 33 și atunci îți devine indiferent ce e al instrumentul. Apoi. 3. Ca A, ori B, egal cu Mirona.
radical din 11 plus 4 radical de 7, pe lângă 11 minus 4 radical de 7. Deci radical. Deci radical din 121 ca să plus. Radical din 11 minus 4 radical de 7. Un singur radical. 121 minus 112. A min plus B pe care plus B face la 2. 11 la 2 minus... minus 112. 16. Nu? Păr 7. Și egal cu 121 minus 112. Și egal cu radical din 9. Și egal cu 112, da? Da. Face radical din 9. Și face 3. Care face 3. Și... și A minus B totul la 2. A minus B totul la 2. Acum ia la 2, adică 11 plus 4 radical din 7. Cu 11 plus mai întâi scriam condiția. Asta e formula. Da, mai întâi trebuia să scriem... bine, scriem formula, dar n-am. Facem A pătrat, plus 2 pătrat. Cum? 11 plus 4 radical din 7 mai mare ca 0. Cu 11 minus 4 radical din 7 mai mare ca 0, rezultă că avem 11 plus 4 radical din 7. 11 plus 4. Minus 6. Minus 2 ori 3. Minus 2 ori 3. Adică calculat pe un punct. Minus 2 ori 3, 6. Plus 11, minus 4 ori 4, 7. Pentru noi are ca 0. Dacă aici este banal văzut că e pozitiv. Acolo am făcut radical din 9. Radical din 121 minus am făcut. Dacă nu... nu era, e minus 1. 4 ori ca în 7, dar este mai mare ca 0 acolo. Ieșim în modul, nu? Ieși în modul și că... și atunci te ferește. Dar cum face acasă rezultul, trebuie să faci? Sigur, când ieși în modul, tocmai expiștezi modulul, trebuie să asigur de poziția asta. Și atunci, asta să-ți duc. Și poți să-ți duc, deci 2 minus 6. 6. Hai să facem. Corect. 5. 5. Arătați că pentru orice număr real x, arătați că pentru orice număr real x, are loc x plus 5 tot la 3, minus x minus 5, nu, fără parte, minus x minus 5, este egal cu x plus 4, pentru x plus 5, pentru x plus 6. Asta trebuie să o faci, da? Păi, am muncit foarte bine exercițiul ăsta. Deci, de pe la sfârșit, nu avem ce numește. Bine, am mutat x plus 5 cu y. Așa. Și să scrie, că așa dă, că am treiat, am făcut y la 3, minus x minus 5. Dar de ce muncim mult? De ce s-a întâmplat? Păi, am desfăcut-o. Am zis că x plus 5 la 3 egal cu x plus 5 la 2, pe lângă x la 2, minus 5x plus 25. Da, și ai muncit acolo. Și acolo, nu, dar am mai făcut-o, dar am zis că am greșit. Pe care m-am verificat și am zis că nu dă. Și am zis că nu dă, dar după aia am dat cu x. Am zis că totuși ce să fac, e cine este timp. Și am mai avut timp și am mai încercat așa. Și cu asta o dat. Bun. Maria, tu ce încerc? Tot așa ai desfăcut? Și ai muncit? Și nu dă. Dacă aveai cu pătrarea cu scoți rădăcini, faci și nu dă. Nu. Nu. Era foarte simplu să plecă din el. X plus. X plus 5. Totul la 3. Minus pe lângă X plus 5. Pe minusul același. Iese X plus 5 în față. Da, așa o să și eu. Să pe lângă x plus 5 totul la 4. Minus 1. Care e 1 la 2. Corect. Și face x plus 5. Pe lângă. A la 2 minus b la 4. Face x plus 5. Minus 1. X plus 5 minus 1. Pe lângă x plus 4. Pentru că x plus 6. Terminat exercițiul. Da. Dacă notam x plus 5, nu am văzut așa ceva. N-am văzut 5. Dar am notat x plus 5 și minus x plus 5. Nu s-o mai am înțeles, dar vă rog. Stai, după notația lui x plus 5 cu un y. Da.
Trebuie dus totul nigric. Da, și dă, adică un pic să... Sigur că sunt de acord cu tine. Deci sunt de acord, nu sunt împotriva ideii tale. Dar dacă ai notat x plus 5 egal cu y, atunci tu x egal cu y minus 5. Și peste tot unde vezi x cu y minus 5. Păi da, așa. Păi da, atunci cu x cu y amestecăm, ce facem? Da, clar. Ia, cum ai făcut? Ia, amestec pe y, după aia faci y, nu, da, vezi numai menul stâng. Mi-a dat Y, până la final, mi-a dat Y egal cu X minus 5 în chestia aia. Și atunci cum X egal cu Y minus 5, Y minus 5 egal cu Y minus 5, deci egal cu pentru orice X. Da, Mirela, dar trebuie să-ți formezi o anumită logică în exercițiu. Să ai un fir. Da, știu. Da? Și atunci, când tu ai notat X plus 5 egal cu Y, expresia asta care o ai, egalitatea asta. Dacă mergi cu egalitate, trebuie să lucrești peste tot, să fie numai el. De la un capul acela numai el. Dacă e menul stâng și-l prelucrezi până nu mai poți, atunci lasă-l pe cel la sfârșit. Și vezi ce poți face la sfârșit când te întorci să vezi egalitatea. Cu alte cuvinte, așa trebuia făcut dacă e notat. X plus 5 egal cu Y. Atunci menul stâng al egalității, care este x plus 5 la 3 minus x minus 5. Se scrie ca fiind egal cu x plus 5, în loc x plus 5 ai pus y, y la 3 minus y. Așa avem, x plus 5. Da, minus y. Minus y, da, scoți o minus, dar dacă tu ți-ai notat x, dacă ai notat de x plus 5 egal cu y, ai ochiul format să vezi că e același Y acolo. Da? Nu, nu, nu. Păi aici se scoate Y în factor egal cu Y în Y pătrat minus 1, care se scrie egal cu Y pe lângă Y minus 1 pe Y plus 1. Și acum poți reveni la vechea notație și atunci încolo exact la pătrat. Păi și de atunci, dacă scriam totuși Y la 3 minus X minus 5. A, deci am lăsat și eu, și așa. Deci asta vă zic, asta nu s-a ajuns, dar Y la 3 minus X minus 5. Y la 3 minus... minus X minus 5. Egal cu Y minus 1. Loc de X ai pus... Deci eu am dat X egal cu X plus 5. Și atunci, Y egal cu X plus 5, da. Și atunci am zis Y minus 1, ori Y, ori Y plus 1. Aici X plus 5 rămâne Y. Nu, da, nu, dar ea e mai sus X plus 4, zici. Noi ea nu e zici tu, dar să le zici tu mai sus, domnul profesor, cum-i dat. La 5, la 5, la 5, pe lungă. Dar nu X plus 4, și eu au zis Y minus 1. Așa. Y minus 1, ori Y, ori Y plus 1. Deci vine Y minus 1. Ori Y. Ori Y. Ori Y plus 1. Ori Y plus 1. Y la 3 minus X minus 5. Deci echivalent. Nu mi-am pus de egalitate. Da. De ce zic echivalent? Adică o preiau o dată. Da. Y la 3 minus X minus 5. Y la 3 minus X minus 5. Egal cu Y la 2 minus Y. Y la 2 minus Y. Minus Y până pe Y plus 1. Y la 2 minus Y. Minus Y până pe Y plus 1. Da, mă. Dar nu puteți să faci Y minus 1 pentru că e Y plus 1. Dar nu pot să nu profesor, acum ea vrea să scrie cum a făcut ea. Dar să fac așa. Fac așa cum. Dar știi cum aș... Exact așa. Până dreapă. Deci este împotriva mai așa. Și muncești la 3 Y la 3 minus X minus 5. Și egal cu Y la 3 minus X minus 5. Egal cu Y la 3. Îmi mulțești acolo, da? Da, Y la 3 minus Y la 2. Plus Y la 2 minus Y. Așa. Și dă Y la 3 minus X minus Y. Cred că asta ai făcut totuși. Da, da, așa. Minus Y minus Y la 2. Nu mă vede să-ți mai reduce. Minus Y la 2 minus Y la 2. Și era cu minus X minus 5 egal cu minus Y. Minus 5 egal cu minus Y. Deci minus pe lângă X minus... Minus pe lângă X minus Y. Acum vede minus Y. Acum vede minus Y. Cum e că egal cu X plus 5, X plus 5 egal cu X plus 5, din așa. Dar și facem o an. Acum minus cu minusul, cam minus cu minusul, X plus 5 egal cu minus 5.
ca cu Y. Și cum Y era X plus 5 de acolo, ar trebui X plus 5 egal cu X plus 5, eu scriu pentru orice Y, pentru orice X. Și acum lucrești pe Y cu acela cu X plus 5 notația. A venit X plus 5 egal cu X plus 5. Plus 5 adevărat. Adevărat, da. Deci, ar, pentru orice X. În sfârșit, așa da, este. Da, domnul profesor, aici nu i-aș lua, nu i-aș lua 5 puncte. Nu, i-aș da, dar crezi o impresie, nu te mai plăcut. Exact. Mă rog și la tine, că pui și nu, nu. Pui și adică te duci pe lângă, nu cuști din frumusețe chișițele. Corect. Și deci nu ți-aș lua, dar impresia... Nu, nu, nu. Eu cred că m-am văzut la altă vreme, cred că... Dar nu cred că ești că m-am văzut. Hai, uite-te la mine. Deci povestea este așa, ca impresia mea a corectorului, spune așa, datorită exercițiului făcut în timp repetat, n-ai voie să nu te prinzi la chestia de asta. Și atunci impresia este că te duci pe, la lucruri pe care se înseamnă să te duci direct, tu te duci pe o corectă și la faci, și arcuiești. Așa. Așa. Mm-hmm. Și asta nu e o impresie plăcută pe care o poți să asta. El, un secundă. E bine, repete, profesorul din mine, asta e impresie. El, după corectură, îl rămâne cu ceva. De aceea, eu n-am corectat niciodată lucrările. De teama ca nu cumva să fac o idee asupra, preconcepută asupra copilului, asupra elevului. Ce făceam? M-am mai povestit. Eu dădeam de corecta ei. Așa e corect, domn profesor. Și eram cel mai bun prieten. Autoevaluarea era problema lor, puntajul ăsta avea pe tablă. Știți bine, a povestit chestia asta. Și acum discutam cu Cristi. Așa. Și atunci tata zice, era ceva care era natural. Corect. La voi, la tine. Ce era anormal pentru toți ceilalți, la tine era natural. Așa trebuia să fie. Ei, și atunci... Floricica asta, în ghilimele făcute de tine, nu o mai vedeam eu. Exact. Și rămâneai că erai copil bun. Și eu rămâneam cu impresia că dezvoltatul este corect. Nici nu mă uitam pe lucrare niciodată. M-a interesat doar 5 minute să și corecta lucrările. Era lucrarea corect făcută, el avea cu ce să era prezenta, argumente suficiente. Și atunci eu spuneam, da, uite, ok. Știți bine, cel care sărea mie în ochi că nu fac nota, îți ia spun poftim la ta, lucrurile și să-ți iei lucrarea. Tu nu îndrăzea niciodată să umflam. Și nu îndrăzea niciodată, că dacă cu câte umflam, la cât îi scădeam înapoi. Subiectul 3, domn profesor, deci... Asta era... De ce eram întrebația cea mai frumoasă? Că deci puneai eu 3, îndrăzea 2 sau 3 de lucrare, ce mai mă supăra mea. Ia, ok. Dar e ok pentru că ai învățat de la mine, de mai bine după aia. Deci, da. M-am povestit la serală. Deci, din primii mei de ani de învățământ, am dat numai cu ideea asta. Și am dat la numărul 2 sau 3. Și știți că la timpul ăsta nu i-am lăsat sau 3 părinte. Eu, da. Așa, prind din credință. Dar nu știți despre ce vorba. Exact. De pe vreme. Atunci, da, la discuția aceasta... Știu că se face. Deci, am fost să-și imaginezi colegul la celălalt, să ne dai să schimb. Bravo era. Știți cum le dau la șapte lucrări și le notez fiecare chestie, le spun și corectarea. Și tot bine să mă întrebi de ce. Ca să vă rămânesc, eu și soția am doi colegi, profesor de matematică am doi, niciodată îmi spus n-aș face ce face. Eu da. Deci niciodată. Iar totdeauna și mă uita acolo, să muncea și așa, ce? Iar eu aveam șansa că nu corecta niciodată, mă interesa. Și nu îndrăzneau să umfle toată. Nici unul, își dădeau mai puțin de frică să mă-i spate la capul. Da. Subiectul 3. Da. Prima problemă, două probleme sunt. În interior, în ipoteză. A, B, C, D, pătrat. A, B, C, 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 pătrat. Latura pătrat prin 4 cm. AB. 4. Se consideră punctul M astfel încât. M astfel încât. Triunghiul DMC echilateral. DMC echilateral. Triunghiul. Dreapta AM
intersectează latura BC. Triunghi, da? Da, da. Triunghiul de măcă. Deci, el... Unde o fi el? Dacă trebuie de o fi la cală. A, el intersectează BC în B. A, aflați în concluzie. Deci asta toată ipoteza. Da, concluzie. Ipoteza problemei 1. Da, da. În concluzie. Și în concluzie. Măsura unghiului A făcă. Măsura A făcă. Bine. Distanța de la punctul A la dreapta MD. De la A, da? La MD. Și ce? Aia de unghiului M făcă. Cu cine este egal? M? Făcă. Deci, un pătrat. Am încercat și la tot mai bine. A, B, C, D. Pătratul ABCD. El nu este așa pe lui. D, M, C. D, M, C. Să fie echilateral. Unde te gândești că pui pe M? Ca triunghiul de mă să fie echilateral. La mijlocul cui? Nu la mijloc, în centru. În centru pătratului? Mm-hmm. Deci tu îți gândești așa. Este un caz particular, nu? Stai o secundă, nu te grăbim. Deocamdată, iar eu o idee. La plasa aici pe acolo. Ai impresia că de mult că acum este echilateral? Nu. De ce? Toată diagonala cât este? E radical de 2. E radical de 2. Și asta acum cât este el? Radical de 2 pe 2. E mai mare sau mai mică decât? E mai mic. E mai mic. Mm-hmm. Triunghiul ăsta este... Ce este de ce triunghiul de mâncă? Latură. E o latură. Da. Dar încă e ceva important. Cum sunt într-un pătrat diagonale? Perpendiculare. Și atunci, de ce este ipotenuză? Ipotenuza e mai mare decât catetele. Deci nu e echilateral. Nu acolo. Unde anume? Mai jos din punct. Mai jos din centru, unde deci contează? Mai precis. Nu m-am gândit. N-am vrea să apăr și nimic, dar sunt de atât nu cu mâncă. Ai putea să fixezi o dreaptă pe care să se afirmă? Măcar Vreau să spun, M, să fie pe o dreaptă. Ce dreaptă să fie? M? Pe dreapta la P, care o să duce. A, P este. A, P. A, P. A, încă o dată. Dacă am un segment A, B și vreau să construiesc un triunghi echilateral folosind A, B-ul, cum e aici de ce? Unde crezi că trebuie să fixez, întrebare pentru amândouă, unde trebuie că crezi că se află vârful triunghiului pentru ca să am situația asta fericită de, de triunghi echilateral? Pe mediatoarea segmentului. Pentru că triunghiul trebuie să fie cel puțin isoscel în prima fază. Așa. Da? Ca să fie cel puțin isoscel. Încât oriunde, noi știm că toate punctele din mediatoare sunt mai care distanță de laturi. Deci eu m-am asigurat două din ele. Și atunci mă mișc pe perpendiculară, pe mediatoarea segmentului ăla. Deci pe mediatoarea lui de ce se află? Pe mediatoarea lui de ce? Deci eu știu sigur că pe mediatoare. La mai sus, mai jos? Mai sus, mai jos, e altă poveste. Dar știu sigur că aici trebuie să o localizez. Așa fel încât de ce să fie cât asta. Cu un arc de ce, un compas, am luat, am trasat și am găsit aici. Iată punctul E. Aici sau foarte bine în partea asta. Deci două în interiorul pătratului. Dacă vreți în interior, se gata, da. Lucrurile sunt fost planificate. N-am mai rețetat. Mă, să faceți, mă. Mă. Da? Deci, atenție, iată cum știu sigur că se află pe mediatoarea lui AB.
Asta este un punct, dacă vrei, câștigat în față la, pentru corector, ca imagine. Dacă imaginea negativă la exercițiul ăsta, cu floricica aceea, mândând la Iurea pe miriște, îi... Vii cu plus. Vii cu plus când ai venit cu chestia asta. Da, dar dacă tu spui că e pe mediatoare, sunt bun, a punctat bine. Știam. Da? A punctat bine că e pe mediatoare. Tocmai, pentru că tot timpul punctul e pe mediatoare, asta e transmis lui. La egală distanță de cartele segmentului. Geometric. Da, locul geometric al punctului de depărtate am mai vorbit, nu? E mediatoare în segment. Mediatoarea e intervenirea de mijloc sau mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de capete de segment. Așadar, mai să ne facem un problem. Să stregem, ca să fie clar. Asta fac, da? Da? Așa. Bun. Vedeți discuția asta care o purtăm acum? Să vă rămână. Vin cu mai multe informații decât cele care le... Vă salut, domnul Teamă, sunt într-o lecție de matematică, vă rog, vă rog. Așa, da. Am încercat să am luat legătura cu el, dar nu n-a răspuns pozitiv. Mai încercați dumneavoastră, am tot revenit cu telefonul, știa de dumneavoastră, dar nu am mai... Dacă își manifestă disponibilitatea, am numărul lui de telefon, am stat eu cu el la telefon de vorbă și a urmat să ne întâlnim, dar n-am mai răspuns la telefon, n-am mai insistat. Nu, eu am insistat cu telefonul de două ori, sâmbătă urma să ne vedem și nu am mai răspuns la telefon. Da. Așa, doar asta era. Dacă cumva mai dați un telefon, spuneți? Da. Așa. Da. Păi, dacă găsesc un alt demers, să-l facem și pe altă parte. Da? Mulțumesc frumos. Da. Mulțumesc frumos. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Bine. Vă mulțumesc mult. Vă salut sănătate. Seară bună. Da. Așa. Întorc în problema. Să facem și punctul T. Deci, mâul așa în fel încât primi de mânghi lateral. Da. A, mă se desfăță cu BC. A, mă. Cu BC. Deci prelungesc pe acum. În obțin punctul P. Bun. Am cu BC, în obțin punctul P. Măsura aplică pe ce? A, P, C. Adică un bilet.